și la Direcția Sanitară Veterinară, de când ocupați dumneavoastră acest post de director? Schimbări majore nu s-au făcut, însă am căutat în limita posibilităților să pun niște oameni care au prestat o activitate specifică pe aceleași locuri de muncă pe care l-au ocupat înainte, în contextul în care oferă cunoștințe ample pentru activitatea pe care a prestat-o în perioada dinainte. În contextul ăsta am nominalizat și am pus un om cu mare experiență în domeniul care, de altfel, lucrează de viață în cadrul direcției, pe doctorul Cojocaru la Sănătatea Animală. Și eu zic că este un lucru bun. A câștigat serviciul respectiv prin prezența dumneavoastră acolo. Am detașat la circunscripția de controlul alimentelor din piața centrală pe doamna doctor Pițuru, care a lucrat o perioadă lungă, circa 10 ani, în controlul alimentelor și această activitate nu este deloc străină, este foarte bine, foarte familiarizată cu ea. Bine că și personalul ajutător, respectiv tehnicieni, doi tehnicieni, doi asistenți medical-veterinari, care va face echipă cu dumneai și totul ca să vină în întâmpinarea consumatorilor, să oferim servicii de foarte bună calitate în ceea ce privește securitatea produselor și prin automat apărarea sănătății oamenilor. Pentru cei tineri, locuri disponibile pentru angajare aveți? Mai sunt locuri libere? Sunt locuri libere, mai sunt niște locuri vacante, dar așa cum știți și dumneavoastră, cum știm toți, nu putem să angajăm. Da. A apărut un comunicat de presă de la doamna Liliana Ciobanu, care ne avertiza că avem pui injectați pe piață. Este adevărat? În ceea ce ne privește pe noi și din instituțiile abilitate ale statului care sunt în legalitate, să spun așa, să facă inspecții și control cu privire la aceste produse, nu avem semnale. Eu nu am semnale de la inspectorii mei din teritoriu, nici din Giurgiu, nici din județ, că ar fi apărut astfel de produse sau pui injectați, pulpe injectate, eu nu știu despre ce este vorba. Acum, doamna Liliana Ciobanu, am văzut pe Giurgiu știri, sau știrile de Giurgiu, că ar fi făcut un apel la autoritate. Eu zic că doamna Liliana Ciobanu, în calitatea care o are de deputat, se ocupe de politica Giurgiului, că de meseria pe care o avem noi, noi știm foarte bine. Avem lecția învățată. Noi asta am învățat de o viață. Eu unul asta am învățat și nu mă bag în alte sectoare, segmente de activitate, decât în ceea ce trebuie să fac și fac bine. Deci nu cred că trebuie să speriem lumea, să alertăm lumea că sunt pui. Deci până la momentul ăsta când vorbim, nu sunt semnale în acest sens. Dar dacă vor apare sau dacă sunt astăzi pe piață prin inspectorii care sunt în județ și în Giurgiu, atât în județ cât și în municipiul Giurgiu, sigur vor fi depistate cazurile și se vor lua măsurile ca atare. Având în vedere că sunteți un om cu experiență în ceea ce privește Direcția Sanitară Veterinară, ne puteți spune cum ne putem da seama noi, oamenii de rând, că acel pui este injectat sau că are o problemă care nu ar fi practic sănătos? Un om neavizat așa la prima vedere nu își dă seama, dar sunt mai rotofei, sunt mai lucioși și în momentul când îi pune pe grătar, mai grași, așa la prima vedere, dar odată puși pe grătar sau în, mă rog, la prăjit, se... Dar nu este cazul, deci nu cred nici dumneavoastră și nici cetățenii locuitorii municipiului Giurgiu și ai județului, deocamdată nu sunt cazuri și nu trebuie să ne punem astfel de probleme. Dar dacă vor apare sau dacă sunt astăzi, deci până astăzi nu s-au identificat astfel de elemente, aveți toată încrederea că vor fi depistate și măsurile vor fi luate conform legii. Eu, una practică, am o curiozitate și cred că și telespectatorii ce ne privesc în acest moment. De ce recurg producătorii la astfel de proceduri de injecție? Pentru ce? Pentru a le mări greutatea?
Pentru a le mări, în primul rând, ca aspect comercial le modifică, dar vă spun, este foarte posibil, știu că se face o astfel de activitate, o prestează mai mult cu vecinii noștri bulgari. Da, pentru că la ei am observat că au deci, un scandal. Da, deci a și fost un scandal pe tema asta și probabil că doamna parlamentar Ciobanu s-a legat de chestiunea asta, fiind vecin, posibil să fi fost aruncată o cutie de asta de pui injectat și pe la Giurgiu. Din experiența dumneavoastră, o singură întrebare pe această temă. Din experiența dumneavoastră pe această temă, are vreo legătură aceste injectări cu termenul de valabilitate al produsului? Păi sigur că da. Absolut, sigur. Okay. Sigur. Vreau să mă mai răspundeți la o întrebare. Cum este organizată activitatea în cadrul Direcției Sanitar Veterinare în ceea ce privește controlul alimentelor în Giurgiu și în județul? Deci, verificarea produselor de origine animală și a subproduselor de origine animală intră în competența conform fișei postului atât a medicilor veterinari din cadrul circunscripțiilor de controlul alimentelor, care sunt trei, una pe Giurgiu, unde este medic doamna doctor Pițuru și trei colaboratori, una la Mihăilești, unde este medic pentru controlul alimentelor domnul doctor Jelescu Constantin și încă o circunscripție la Bolintin, unde este responsabilizată cu această activitate doamna doctor Pană, cu un colaborator. De asemenea, în teritoriu, în cadrul județului, avem 8 circunscripții unde sunt reprezentate de către 8 medici inspectori de zonă, se numesc medici veterinari de zonă, a căror activitate este un pic mai evaluată, mai așa, pentru că ei, pe lângă faptul că au, conform fișei postului, și verificarea produselor și subproduselor de origine animală, ei în competență au și verificarea activității din punct de vedere medical-veterinar a medicilor concesionari. Aceștia, din urmă, având contract cu statul, numai pentru acțiunile de imunoprofilaxie specifică. Deci, eu și mă folosesc de această întrebare, cel puțin pe acest segment de activitate medical-veterinară, pentru că activitatea medical-veterinară este extrem de largă, are implicații majore, am mai spus-o și am să o spun de ori de câte ori mi se va oferi ocazia prin dumneavoastră sau, mă rog, prin alte posturi de televiziune. Medicina veterinară are implicații atât în protecția mediului prin în ceea ce privește ecarisarea teritoriului și în acest context noi avem o colaborare cu unitățile administrative teritoriale, respectiv primăriile, care sunt instituțiile fundamentale ale statului. Nu le putem da noi ordin, dar avem între noi și nu există relații de subordonare și de colaborare. Noi le trimitem tot timpul notificări cu privire la ecarisarea teritoriului, uroaie, animale și așa mai departe, pe de-o parte, în sănătatea oamenilor, prin expertiza medical-veterinară oferite de serviciile medicilor pe care i-am citat mai înainte, pe de altă parte, și nu în ultimul rând, prin sănătate, prin menținerea sănătății animalelor, plecând de la principiu, de la furcă la furculiță, așa, deci noi urmărim animalul de pe pășune, îl identificăm, ne îl înregistrăm și urmărim evoluția lui până ajunge bucățica de carne sau de friptură în parfumeria consumatorului. Deci nu este nimic străin acestor medici care se ocupă, a căror activitate este strict o sensul pe verificarea produselor și subproduselor de origine animală. Ne puteți da exemplu de un control pe care l-ați făcut dumneavoastră? Ce înseamnă practic un control? Deci, înainte de control și am să merg pe chestia asta, am să schimb un pic, am să cosmetizez sau să schimb registrul relației inspector-agent economic, pentru că noi nu ne ducem, nu mergem în teritoriu a-i strânge de gât sau a-i strânge cureaua agenților economici. Noi mergem în teritoriu, respectiv în unitățile unde se comercializează produsele
așa cum am spus, și sub produse de origine animală, în primul rând, ca în drumare. Mergem și înainte să-și deschidă magazinul, sau market, supermarket, mini-market, butic, sigonărie, ce are, pentru că toate aceste elemente intră în atribuțiile specifice activității noastre, le spunem ce trebuie să facă. După demararea activității comerciale, se merge și se face inspecție și control. Deci sunt două elemente distincte. Una este inspecția, alta este controlul. Dar nu intrăm în amănunte. Noi mergem și verificăm, în primul rând, proveniența produselor care intră în unitatea respectivă. După aceea, verificate certificatele de conformitate. După aceea, verificat condițiile de păstrare. După aceea, verificat termogramele, condițiile de să nu se întrebă lanțul frigorific. Deci fiecare agent economic care are depozitat că este carne, că este carne tocată, că este lapte și derivatele lui, că este pește și derivatele lui, că este orice miere și derivatele ei. Aceste produse trebuie ținute în anumite condiții de temperatură și fiecare unitate de răcire și conservare prin frig din unitatea comercială trebuie să fie dotată cu termometru. Dacă nu este dotat din fabrică, trebuie atunci aplicat un termometru și însoțită fiecare unitate de răcire și conservare prin frig printr-o termogramă, în așa fel încât să știm în fiecare zi ce temperatură a fost dimineața, ce temperatură a fost seara, pentru ca să nu intervină alte probleme de... Deci aceste lucruri noi le cunoaștem foarte bine. Personalul care se ocupă de această treabă este de cea mai bună calitate profesională. Noi, cetățenii, atât ai municipiului Giurgiu, cât și ai județului, trebuie să aibă încredere, pentru că oamenii își fac datoria și ca dovadă că nu am avut niciun eveniment, nici în urmă cu două luni când au fost sărbătorile de iarnă. N-am avut probleme nici de Crăciun, n-am avut probleme nici de Paște, de anul nou, de Revelion, și sunt convins că nici de Paște, pentru că abia, uitați, am trecut de sărbătorile de iarnă și ne gătim acum la sărbătorile, Sfintele Sărbători de Paște, și vom lua măsurile ce se impun prin legislația în vigoare să decurgă lucrurile foarte bine. Mai am o întrebare la dumneavoastră. Având în vedere că ne-ați spus că lucrați cu specialiști, că sunt foarte, foarte buni în ceea ce fac, în momentul în care se duc la un control, să zicem un magazin mai mare, și au acele hârtii care scriu cât, ce temperatură au avut dimineața, ce temperatură au avut seara, cum își dau seama, dacă își dau seama după produs, că acele hârtii practic sunt completate numai de dragul de a fi completate? Vă spun din proprie experiență că am lucrat într-un astfel de magazin și știu cum se completa. Păi dacă temperatura de dimineață a fost de la frigider de 3 grade, nu putea să fie de 4. Nu știu, nu înțeleg întrebarea. Poate sunt un pic... Deci, având în vedere că acum de dimineață ne ducem în temperatura de la frigider, prin absolut, da. Are 4 grade, da? Seara, spunem că, având în vedere că am tot lucrat de dimineață până seara, am deschis ușa, a scăzut la 2. Așa, da. Eu când vin ca lucrător să completez acea fișă, eu nici măcar nu mă mai uit acolo sus, completez ce am avut și ziua trecută, același grade, cu toate că pe frigider nu e același. Ei, dacă se întâmplă astfel de lucruri... Vă dați seama, asta era întrebarea, vă dați seama după produs? Se schimbă culoarea. Se schimbă culoarea produsului, sigur că da. Ce recomandări aveți pentru consumatori? Ei, aici este o întrebare foarte bună. Și am să vă spun și mă leg, fac așa un bypass pentru și ne teleportăm la Călugăreni, la acele carcase atârnate pe toate drumurile, unde se obișnuiește sacrificarea animalilor în gospodării și după aceea etalarea lor pe marginea drumului. Deci ce se întâmplă? Ce recomandare am? În primul rând, toate cumpărăturile să se facă numai din unități care sunt autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar. Deci tot ce este, așa cum v-am spus, și nu se întâmplă
Nu se întâmplă să scape o unitate, pentru că noi ne desfășurăm activitatea zi de zi și conform programului de la ora 8 și până seara la ora 4, și dacă este nevoie, se apare ceva, suntem anunțați și luăm atitudine imediat. Așa, deci, în primul rând, trebuie cumpărat numai din marketuri, din magazine autorizate, și în niciun caz, și insist, a nu se cumpăra produse sau subproduse de origine animală din alte locuri decât cele autorizate. Din două motive. Unu, acele carcase, acele kilograme de carne cumpărate din locuri neautorizate, în primul rând, nu sunt expertizate din punct de vedere medical-veterinar. În al doilea rând, și din punct de vedere pecuniar, oamenii sunt vulnerabili, pentru că ei cumpără probabil 2 kilograme de carne la locul respectiv și când se duce acasă, dacă îl pune pe cântar, s-ar putea să trezească că are 1 kilogram și 700 de în loc de 2 kilograme. Deci riscul, în primul rând, este din punctul de vedere al sănătății, pentru că animalele care nu sunt expertizate pot fi purtătoare de fie de boli infectocontagioase, pot fi posesoare a unor boli parazitare, cum ar fi, de exemplu, trichineloza, care știm cu toții cea mai popularizată. În preajma Crăciunului ați avut cazul de trichineloza? Da, da. Da. Și o ultimă întrebare. Ce v-ați propus să aduceți ceva nou Direcției Sanitare Veterinare în anul 2013? Primul rând, să am o direcție frumoasă, cu oameni frumoși, competenți, profesioniști, să-și facă datoria. Vreau să fiu lângă ei, vreau să avem o comunicare bună, să avem rezultate bune, să ne, în fiecare zi să ne îmbogățim și să ne îmbunătățim stilul de lucru, și o comunicare între noi este cel mai bine. Un obiectiv major pe care aș vrea să dotez din punct de vedere tehnico-material direcția cu cele mai performante utilaje, să spun așa, pentru a avea o rapiditate mai mare în răspunsul către solicitanți a buletinelor de analiză, pentru că dacă intră mai repede în contact cu rezultatul, și pentru ei este un lucru mai benefic. Vreau să, pentru circumscripțiile de control alimentelor, pentru că nu am niciuna a direcției, nici cea din Piața Centrală, nici cea de la Bolintin, nici cea de la Mihăilești, nu este a direcției, deci aș vrea, mă rog, să iau legătura cu conducerea superioară de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, să vedem de ce bani dispunem, să ne luăm locațiile noastre, să avem circumscripțiile noastre, să nu mai atârnăm. Cea de aici aparține primăriei Giurgiu, cea de la Mihăilești aparține unei societăți comerciale, cea de la Bolintin este închiriată de la liceu, nu știu ce profilare, de la Bolintin. Da. Și eu zic că este un lucru bun pentru toată lumea, ca să nu atârn de nimeni, să-ți faci tu treaba, să l-o... Da. Altfel, am de gând să fiu aproape de oameni și să venim în întâmpinarea consumatorilor și a cetățenilor din județul Giurgiu.